Elevii, cel puțin de gimnaziu, stau foarte mult la școală, programele sunt încărcate. Există această modificare a legii educației prin care să fie tăiate orele, astfel încât copiii să stea mai puțin la școală în comparație cum stau acum, cu cât stau acum. Ce veți face concret în partea asta? Există și o întrebare de la cititorii noștri. Dacă vă gândiți într-un fel să aplicați un program școlar, nu știu, să stea 5 ore la școală copiii și să învețe eventual toți de dimineață, pentru că sunt clase, școli unde învață până la 7, învață foarte până la 19:30. Da, este și cazul până la 19:30. Și să știți că există și școli unde se învață până la ora 20. Scuzați-mă că v-am întrerupt, dar asta este o realitate a școlii. Aici ține și de infrastructură și de faptul că trebuie să învețe în 2 sau 3 schimburi. Există școli, de exemplu, în municipiul București, unde se învață în 3 schimburi. Pentru că neavând spațiile necesare pentru a cuprinde toată populația școlară, în felul acesta se învață în 3 schimburi. Cred că soluția cea mai bună pentru a avea un program cât de cât bun pentru elev ar fi și realizarea unor consorții școlare. Dacă nu există infrastructură pentru școala X, școala Y este depopulată, are mai puțini elevi și în felul acesta, dacă ar realiza un consorțiu, în felul acesta s-ar rezolva spațiul. Consorțiul din mai multe școli? Din mai multe școli. Există prevăzut în Legea Educației Naționale din 2011 acest... Și chiar s-a încercat, când eram inspector școlar general adjunct, în București s-a încercat o astfel de soluție, s-a renunțat la ea, nu știu să vă spun de ce, că între timp am plecat de acolo, dar începuse un astfel de demers. Adică se uniseră, cred că în sectorul 1 vreo 6 consorții se făceau, nu mai mi-aduc așa bine aminte, dar într-adevăr se rezolva o problemă de spațiu. Dar aici intervin alte probleme în legătură cu managementul școlar.